este netedă, solzii sunt înlocuiți de granule osoase mărunte, amplasate sporadic pe toată suprafața corpului, respectiv de cele 5 șiruri longitudinale de scuturi osoase. Dintre notătoarele lor, cele pectorale sunt bine dezvoltate, iar în rolul cel important în mișcarea peșilor, care este destul de greoaie, o au acestea, respectiv în notătoarele caudale heterocerce. Pe partea superioară a notătoarele caudale se găsesc solzi specifici. Organele senzoriale nu sunt dezvoltate. Cele patru mustăți, care se găsesc sub rostrul prelungit sub formă de trompă, îi ajută în primul rând în procurarea hranii. Gura lor este în întregime orientată în jos, este adecvată numai pentru culegerea hranei de pe fund. Se adaptează greu la condițiile variabile de mediu. Pentru o viață normală necesită un habitat bogat în hrană, sunt destul de sensibili la poluarea apei. Locurile de reproducere se află pe porțiunile adânci cu balastru a râurilor.